Ședință cu emoții astăzi la Consiliul Județean. Președintele instituției cu girul consilierilor locali a acordat titlul de cetățean de onoare al județului Buzău avocatului Mihai Sălcuțan. Cred că toată lumea din sală de aici îl cunoaște pe domnul Sălcuțan aici de față. Dânsul, știm toți, are o profesie liberală, este avocat de meserie. Este un om pe care eu l-am cunoscut mai bine la începutul anilor 90, odată cu schimbarea regimului, nu-i așa. Este un om care împreună cu mai multă lume implicată în perioadele acelea, hai să le spun tulburi sau agitate este termenul corect, a avut pentru o perioadă scurtă, ca sau mai puțin scurtă, eu știu, destinele prin CPUNE, forma politică și administrativă de conducere la momentul respectiv, frâiele acestui județ, dânsul, în afară de activitatea sa profesională, este un om și de cultură, este un om care, având profesia, că practic din punctul meu de vedere, meseria de avocat este o meserie vocațională, este, ne mai aduce și zâmbetul pe buze, că fiind unul dintre caricaturiștii de nu-i așa, de prestigiu, cel puțin al nostru, al buzoienilor, la anumite activități, eu știu, ne aducea zâmbetul pe buze, zâmbet pe care am cam uitat în ultima vreme să-l mai avem. Dânsul a contribuit prin lucrările care le-a făcut, prin abnegația pe care a avut-o, prin aplecarea, la practic, la reașezarea, dacă vreți, și a trecutului, istoriei, dacă vreți, și tradițiilor și culturii, dacă vreți, a județului Buzău în egura timpurilor. Titlul de cetățean de onoare i-a fost acordat avocatului Mihai Sălcuțan pentru întreaga sa carieră de avocat, scriitor, epigramist, dar și pentru felul în care a menținut relațiile cu românii din Basarabia. Mihai Sălcuțan a mulțumit pentru distinția acordată și a reamintit audienței că și el a făcut parte din viața administrativă a județului. Domnule președinte, domnule vicepreședinții, distinși și stimați consilieri, județeni, aș vrea să păstrez spiritul acestei ședințe, deci să fiu și eu concis, dar și semnificația zilei, care, iată, se petrece într-o zi cu mare putere simbolică, Ziua Veteranilor. Uitându-mă în jur la consilierii actuali, văd că în afară de domnul președinte Neagu, mă uit la Gabi Baciu, la Cornel Pitiș, deci primii consilieri în primul și continuă tradiția componenței acestui Consiliu Județean. Dacă unii se mândresc cu cei 7 ani de acasă, mă mândresc și eu cu 7 ani în administrație. De aceea îi și știu, perioada 90-97, am făcut administrație publică la nivel județean. Sper să apuc și eu să fiu veteran cu adevăratele, în sensul care se dă astăzi acestei zile, pentru că eu sunt sigur că mai e multă vreme de venit și pentru mine și pentru domniile voastre, așa că mai e timp să mai facem lucruri bune pentru acest județ. Așadar, vă mulțumesc tuturor, mă onorează și mă bucur această distinție. Mă bucură pentru că este o recunoaștere a muncii de o viață, mă onorează pentru că, într-adevăr, are o putere deosebită în acordarea acestui titlu.
dar evident mă și motivează. Încă o dată, mulțumiri și sărbători fericite! Avocatul Mihai Sălcuțan a scris peste 20 de cărți lansate atât la Buzău cât și la Soroca și este inițiatorul festivalului de epigramă Cât e Buzăul de Mare.